găsit, dragi ascultători! Vă salută în dimineața aceasta de la microfon Părintele Adrian Blăjuță și de la pupitrul tehnic domnul inginer Daniel Cojucaru. Sunteți în legătură directă cu Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, din care ascultați Sfânta Liturghie din Duminica a 7-a a Paștelui în Biserica Romano-Catolică. Azi în calendarul roman sunt pomeniți Sfinții Nereu, Ahile și Pancrațiu, martiri. Astăzi este Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale în Biserica Catolică. Ne rugăm pentru cei care lucrează în cadrul mijloacelor de comunicare, atât în cele laice cât și în cele ale bisericii, acele mijloace diversificate ale Episcopiei de Iași. Colectele de la liturghiile de azi sunt pentru susținerea acestora. Liturghia este celebrată de Părintele Cristian Diac, redactor la Oficiul pentru Comunicații Sociale al Episcopiei de Iași, care va ține și predica. Concelebrează preoții Viorela Babei, Romeo Neculai și Andrei Lorenz. Cântarea este susținută de corul seminariștilor de la Seminarul Don Orione din Iași, dirijat și susținut la orgă de Eduard Roca. Dragi ascultători, Evanghelia de azi ne-l prezintă pe Iisus în rugăciune. E duminica dinaintea sărbătorii coborârii Duhului Sfânt. Ucenicii sunt împreună cu Maria în cenacol, se roagă și așteaptă. Va veni o putere de sus. Vă invit să ne deschidem inimile și să participăm la Sfânta Liturghie. Vă doresc tuturor o audiție rodnică în credință. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Ascultăm, Doamne, glasul când te chem, din partea ta îmi spune inima, căutați fața mea. Eu caut fața ta, nu-ți ascunde fața de la mine, aleluia. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, este duminică, este ziua Domnului, e ziua sufletelor noastre. Ne adunăm în biserici sau suntem în fața aparatelor de radio, pentru a ne ruga, pentru a-i mărturisi lui Dumnezeu iubirea noastră. Ne rugăm pentru multele nevoi spirituale pe care le avem. Astăzi, în mod deosebit, ne rugăm pentru lucrătorii catolici media, din presă, din radio, din televiziune. Totodată îi spunem Domnului că regretăm păcatele pe care le-am comis în atitudini, în fapte și în gânduri. Și spunem la începutul acestei sfinte liturghii, mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
acasă. Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Ascultă cu bunăvoință, Doamne, rugăciunile noastre. Noi credem că Mântuitorul neamului omenesc se află împreună cu Tine în mărire. Dă-ne harul să simțim că El rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor, după cum ne-a făgăduit. El care, fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraților. Mulțimea celor adunați în acel loc era cam de 120 de persoane și a spus: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura pe care a spus-o dinainte Duhul Sfânt prin gura lui David despre Iuda, cel care a devenit călăuza celor care i-au prins pe Iisus, căci era din numărul nostru și fusese părtaș al acelea slujiri. Căci este scris în Cartea Psalmilor, misiunea lui să o ia altul. Așadar, trebuie ca unul dintre acești bărbați care ne-au însoțit în tot timpul cât a trăit printre noi Domnul Iisus, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care a fost înălțat de la noi, să devină martor al învierii lui împreună cu noi. Au propus doi, pe Iosif, cel chemat Barsaba, numit și Iustus, și pe Matia. Apoi s-au rugat astfel spunând: Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceștia doi l-ai ales să ia locul în această slujire și în apostolatul din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul care îi se cuvenea. Atunci au tras la sorți pentru ei și sorțul a căzut pe Matia, iar el a fost adăugat cu cei 11 apostoli. Cuvântul Domnului. Domnul și-a stabilit în ceruri locuința sa. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Său cel Sfânt. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și nu uita nici când de binefacerile sale. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, tot atât de mare este îndurarea sa față de cei care se tem de el. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult îndepărtează de la noi nelegiuirile noastre.
Domnul și-a stabilit în ceruri tronul său, domnia lui se întinde peste toate. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, voi cei puternici care împliniți cuvintele sale. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel, și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și iubirea Lui în noi este desăvârșită. Prin aceasta cunoaștem că rămânem în El și El în noi. Ne-a dat din Duhul Său. Iar noi am văzut și dăm mărturie că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al lumii. Oricine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Noi am cunoscut și am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are față de noi. Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în El. Cuvântul Domnului. Sau orfani, spune Domnul, mă duc și voi veni la voi și se va bucura inima voastră. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus, ridicându-și ochii spre cer, s-a rugat zicând, Tată Sfânt, păstrează-i în numele Tău pe care mi l-ai dat, ca ei să fie una ca și noi. Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în numele Tău pe care mi l-ai dat. Și i-am păzit și nimeni dintre ei nu s-a pierdut, în afară de Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Acum însă vin la Tine și spun acestea în lume, ca să aibă bucuria mea de plină în ei. Eu le-am dat cuvântul Tău. Iar lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, așa cum eu nu sunt din lume. Nu te rog ca să iei din lume, ci ca să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, așa cum eu nu sunt din lume. Consacră-i în adevăr. Cuvântul tău este adevăr. După cum ai trimis pe mine în lume, și eu îi trimit pe ei în lume și pentru ei mă consacru pe mine însumi, ca și ei să fie consacrați în adevăr. Cuvântul Domnului! Credincioși, dragi radioascultători, niciun om, credincios sau necredincios, intelectual sau neșcolit, nu poate spune atunci când îi se comunică un mesaj din partea unei persoane sau prin mass media că este indiferent dacă respectivul mesaj este un adevăr sau o minciună.
Toți, dar absolut toți, suntem sensibili la adevărul unei comunicări, când e vorba de realități cunoscute sau mai mult când e vorba de propria persoană. Nu vrem să fim mințiți, manipulați, prostiți. Poate suntem indiferenți cu privire la vocabular, la estetica formulărilor, la lungimea sau scurtimea conținutului, dar nu și la adevărul lui. Și nici nu avem voie să devenim. Astăzi se comunică enorm, pe toate căile, prin mijloace inimaginabile acum 50 de ani. Comunicatorii nu sunt doar cei angajați la televiziune sau radio, ori ziariștii, adică cei cu oarece competență în vorbire. Toată lumea poate să comunice. Te filmezi, postezi, scrii, exprimi păreri. Comunică orice inteligență umană și de la un anumit timp încoace și inteligențele artificiale. În acest peisaj atât de variat și complex al comunicării, fie verbale, fie audiovizuale, ne întrebăm cum să ne antrenăm discernământul în așa fel încât să deosebim adevărul de eroare, să optăm pentru adevăr și să nu ne lăsăm înșelați. Poate după aceste gânduri introductive, finalul rugăciunii lui Iisus din Evanghelia de astăzi ne apare într-o lumină aparte. Citez, consacră-i în adevăr. Cuvântul tău este adevăr. Pentru ei mă consacru pe mine însumi, ca și ei să fie consacrați în adevăr. Câtă insistență pe adevăr din partea lui Iisus. Contextul rostirii acestor cuvinte este cina cea de taină. Atmosfera este intimă și încărcată. Ce spune Iisus are valoare testamentară. Nu-i cere Tatălui Ceresc să-i ferească pe ucenici de încercări. Nu-i vrea pe aceștia predicatori cu impact emoțional, care să satisfacă plăcerea auditoriului cu mesaje dulci, bine cosmetizate, care au priză la public. Ei sunt din lume, dar nu trebuie să fie ca lumea. Așadar, li se cere să fie, am spune, non-conformiști, în sens pozitiv. Nu vă conformați lumii acesteia, strigă și Sfântul Paul în scrisoarea către romani. Mesajul ucenicilor nu are nevoie să fie ajustat, adaptat la moda curentă, la trendul actual. El trebuie să rămână același. Despre ce predică ucenicii? Despre adevăr. Iar adevărul despre om, despre Dumnezeu, despre mântuire, nu e azi unul și mâine altul. Ce este acest adevăr? Iisus îi se adresează Tatălui Său și spune, cuvântul tău este adevăr. Care cuvânt? Cel din Scriptură, dar în mod deosebit un altul, cuvântul făcut trup. Iisus însuși este adevăr. El nu doar că ne spune adevărul despre viață și mântuire, El este în persoana Sa adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni în istorie nu a mai îndrăznit să spună despre sine că este adevărul, iar eu, noi, primim acest adevăr ca să înțelegem sensul vieții noastre, ca să ne mântuim. Iisus ne învață să fim oameni ai adevărului atât în comunicările noastre simple, cât și în atitudinile fundamentale, în ceea ce transmitem în cuvinte, cât și în ceea ce postăm, bună oară, pe internet. A te prezenta așa cum ești, fără să oferi o imagine idealizată despre tine, fără să ascunzi aspectele tale negative, fără să comunici lucruri distorsionate și fără să recurgi la camuflaje artificiale, înseamnă să oferi celorlalți
adevărul despre tine. Cum comunicăm și cum ne comunicăm pe noi înșine? Pentru această zi mondială a comunicațiilor sociale, Papa Francisc ne invită în mesajul său să reflectăm la relația dintre inteligența artificială și înțelepciunea inimii, pentru o comunicare pe deplin umană. El vorbește despre era inteligenței artificiale în care ne aflăm și de care nu putem face abstracție. Avem telefoane inteligente în buzunar, avem aplicații, recurgem zilnic la tehnologie. Recunoașterea limbii, generarea de date, prelucrarea vocii, a imaginilor, fără intervenția concretă a unei persoane, ci doar prin executarea de comenzi, care cereau înainte intervenția omului, sunt exemple de inteligență artificială folosită deja la scară largă. Însă nu trebuie să subevaluăm pericolul pe care îl comportă inteligența artificială. Ea ajută gândirea, dar nu trebuie să ajungă să o înlocuiască. Furnizează informații, însă niciodată nu decodifică sensul lor, spune Sfântul Părinte. Eficientizează activitățile omului, însă nu oferă calitate sufletului. Transmite cunoștințe, dar niciodată emoții vii. Ea poate dezinforma prin fake news, prin deepfake, adică animarea imaginii cuiva și folosirea abuzivă a vocii acestuia. Și Papa a fost o pradă a deepfake-ului. Papa recomandă să nu uităm că avem nevoie de înțelepciunea inimii. Ca să știm cum să întrebuințăm inteligența artificială din orice domeniu, ca să simțim adevărul și să evităm erorile. Dieceza de Iași utilizează permanent mijloacele de comunicare socială. Ea informează prin intermediul cuvintelor, al imaginilor care se găsesc pe site-ul ei. Folosește internetul, platformele de socializare, radioul, RCSFM, dar și televiziunea. Stă în natura bisericii și e de datoria ei să transmită în toate formele actuale celebrările pe care le are, evenimentele publice, mesajul evanghelic, cu alte cuvinte, conținutul vieții ei. Ea nu poate să nu se comunice. De ce? Nu de dragul informării sau pentru că așa fac și alte instituții publice, nici pentru a deveni influentă sau pentru a câștiga celebritate, notorietate. Ea se adresează, desigur, inteligenței naturale din fiecare om, însă își propune să ajungă la inima celor care o ascultă. Da, biserica vrea să vorbească inimii omului, să o educe în înțelepciune, ajutându-o să distingă binele de rău, lucru devenit tot mai dificil în zilele noastre, să distingi adevărul de eroare, binele de rău. Biserica vrea să îi se adreseze oricărui om pentru că ea e transmițătoarea acelui cuvânt care este adevărul. Acest adevăr îl salvează pe om de la iluzia că tehnologia îl face atotputernic, nelimitat în posibilități. Îl salvează de la ispita că ar putea să fie ca Dumnezeu, însă fără Dumnezeu. Adevărul pe care îl predică biserica este cel care vrea să împiedice dezumanizarea omului. Și dezumanizarea are loc atunci când gândirea lui critică, responsabilă și etică este anulată și el este robotizat. Când omul devine hrană pentru tot felul de algoritmi, când capacitatea de a comunica cu ceilalți oameni este afectată, ne uităm la mulți adolescenți, la tineri, iar simțul realității se pierde din moment ce se petrece atât de mult timp în virtual. Pentru toți, Iisus îi spune Tatălui, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău.
fațetele răului sunt greu de demascat astăzi. Oricât de avansată ar fi lumea tehnologică, niciodată nu se va inventa aplicația de mântuire a omului. De aceea avem nevoie să fim consacrați în adevărul despre care vorbește Isus. Fiecare să spună pentru sine astăzi, Doamne, consacră-mă și pe mine în adevărul Tău, adică stabilește-mă, fixează-mă, menține-mă prin harul Tău în El, în adevăr. Însă astăzi aș vrea ca această rugăciune să fie în mod deosebit pentru toți operatorii, lucrătorii catolici, media, pentru cei care lucrează în presa catolică, la radio, la televiziune. Doamne, consacră-i în adevărul Tău și fă ca prin cuvintele și munca lor, realizate cu pasiune, competență și profesionalism, să hrănească sufletele, să stimuleze înțelepciunea inimii, să o cultive, să-i apropie de Tine pe cei cărora le vorbesc. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii, și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire, să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cu un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Tată iubitor, Tu vrei ca noi să trăim în unitate și în adevăr, așa cum ne-a învățat Fiul Tău. Îi încredințăm iubirii Tale pe toți creștinii și ne rugăm pentru cei care cu abnegație și dăruire răspândesc cuvântul Tău prin mijloacele de comunicare socială. Spunem, Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Fă ca biserica să transmită mesajul Evangheliei oamenilor de astăzi și prin mijloacele moderne de comunicare. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Ajută-ne să ne folosim toate energiile și cunoștințele pentru a răspândi cuvântul Tău în lume. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Fă ca mijloacele de comunicare socială să răspândească cunoașterea adevărului și a binelui pentru a favoriza stima, iubirea și ajutorul reciproc. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Pentru ca lucrătorii mass media să fie totdeauna căutători umili și slujitori ai adevărului. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Învață-i pe creștini să utilizeze mijloacele de comunicare socială cu scopul de a Te cunoaște mai mult pe Tine. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Internetul și platformele de socializare sunt mijloace la care au acces mulți oameni. Trezește în ei acea sete care este potolită doar de cuvântul Tău.
Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Pentru ca Radio Ercis FM, radioul diecezei romano-catolice de Iași, să poată fi ascultat la aparatele de radio în întreaga dieceză romano-catolică de Iași. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Pentru ca în familii să se redescopere importanța rugăciunii făcută împreună, ca moment de unitate și dialog profund între membrii ei. Doamne, fii lumină pentru pașii noștri. Părinte Sfânt, care ne-ai chemat să-L vestim pe Hristos în orice colț al pământului, fă să folosim în așa fel mijloacele de comunicare, încât numele Tău să fie tot mai mult cunoscut prin Hristos, Domnul nostru. Dumnezeul Universului, fiindcă din dărnicia Ta am primit pâinea pe care ți-o oferim, rod al pământului și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi pâinea vieții. Ești, Doamne, Dumnezeul Universului, fiindcă din dărnicia Ta am primit vinul pe care ți-l oferim, rod al viței de vie și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi băutură spirituală. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, Doamne, rugăciunile credincioșilor Tăi împreună cu darurile pe care ți le oferim, pentru ca, îndeplindu-ne cu iubirea aceste îndatoriri de fii ai Tăi, să putem ajunge în mărirea cerească, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, după înviere, s-a arătat în chip văzut tuturor ucenicilor Săi și în văzul lor s-a înălțat la ceruri, ca să fim și noi părtași ai Dumnezeirii Sale. De aceea, întreaga omenire mărturisind adevărul învierii tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Thank you.
cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un plinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, Episcopul nostru Iosif, Episcopul Auxiliar Petru, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Suntem cu toții copiii aceluiași Tată Ceresc, Lui ne adresăm cu toată încrederea, spunând: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea libere de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Ascultători, ne aflăm acum la momentul distribuirii Sfintei Împărtășanii la Sfânta Liturghie din Catedrala Catolică din Iași. Vă invit să vă uniți împreună cu mine în rugăciune pentru a face o împărtășanie spirituală. O Iisuse, te cred de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vin sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea Ta. Dragostea Ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în Tine. Maică Preasfântă, dă-mi inima Ta neprihănită pentru a-L găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu Mântuitor, și mă dăruiesc cu totul Ție. Dă-mi numai dragostea Ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu Te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința Ta. Amin. Vă amintesc, dragi ascultători, că sunteți în legătură cu Catedrala Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria Regina din Iași, pe care transmitem Sfânta Liturghie, care este celebrată de Părintele Cristian Diac, redactor la Oficiul pentru Comunicații Sociale. Părintele a ținut și predica. În altar, concelebrând, sunt preoții Viorela Babei, Romeo Neculai și Andrei Lorenz. Cântarea este susținută de corul seminariștilor de la Seminarul Don Orione din Iași, dirijat și susținut la orgă de Eduard Roca. După terminarea Sfintei Liturghii, voi reveni cu câteva informații din viața bisericii. Să-ți mulțumesc pentru atâta iubire, inima
căutat, te-ai lăsat găsit. Umple-mă iar de prezența ta, un pământ uscat e inima mea. Sunt însetat de dragostea ta. Ascultă-ne, Dumnezeule, mântuirea noastră și dă-ne încrederea neclintită că prin aceste taine preasfinte întregul trup al Bisericii va ajunge la gloria la care a ajuns Hristos, capul Său, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Dragi ascultători, după terminarea Sfintei Liturghii din Catedrala Catolică din Iași, vă ofer acum câteva informații din viața Bisericii. Preasfințitul Iosif Păulez va celebra astăzi Sfânta Liturghie la ora 11 în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, unde ascultați această Sfântă Liturghie. În cadrul acestei liturghii, 35 de adolescenți vor primi sacramentul mirului din partea păstorului diecezei noastre. Totodată va marca în Catedrală și Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale. Celebrarea va fi transmisă de Radio Ercis FM. Preasfințitul Petru Sescu se află în aceste zile în Londra, unde vizitează comunități și celebrează sacramente. Astăzi, la ora 9, conferă mirul la 12 copii în comunitatea păstorită de părintele Tarciziu Erdeș. La ora 12:30 va fi în comunitatea cărei paroh este părintele Maricel Mititelu, celebrând hramul fericitului Ieremia Valahul și oferind prima sfântă împărtășanie la 27 de copilași și mirul la 12 adolescenți și tineri. La ora 18 va celebra Sfânta Liturghie într-o altă comunitate din Londra, administrată de părintele Tarciziu Erdeș. Preasfințitul Petru Gherghel va celebra astăzi la ora 11 în Biserica Sfântul Iosif Muncitorul din Piatra Neamț, unde va conferi taina Sfântului Mir la 63 de adolescenți și tineri. Parohul comunității este părintele Petrică Dăncuț. Mulți bolnavi au participat ieri la pelerinajul diecezan al bolnavilor și al lucrătorilor sanitari din dieceza de Iași. Sfânta Liturghie de la ora 11 a fost prezidată de Preasfințitul Petru Gherghel și a fost urmată de rugăciuni speciale pentru bolnavi. Episcopii romano-catolici și greco-catolici din România se vor reuni la Oradea între 13 și 15 mai pentru sesiunea plenară de primăvară a Conferinței Episcopilor din România, unde vor participa și episcopii din dieceza noastră. Începem o săptămână plină de evenimente în dieceza de Iași. Joi 16 mai, în Aula Magna a Institutului Teologic Romano-Catolic de Iași, se va desfășura Simpozionul Catolicii din Moldova, Istorie și Perspective, cu ocazia sărbătoririi celor 140 de ani de la înființarea Episcopiei Romano-Catolice de Iași și a 10 aniversare a beatificării Episcopului Martir Anton Durcovici, vineri 17 mai. În Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași, de la ora 18, se va celebra o Sfântă Liturghie Pontificală, iar sâmbătă, 18 mai, se va celebra la Catedrala din Iași Ziua Tineretului la nivel diecezan. În centrul sărbătorii va sta Sfânta Liturghie Pontificală, care va fi celebrată de către cardinalul
Pietro Parolin, secretar de stat al sanctității sale, Papa Francisc. Aceste celebrări vor fi transmise de Radio Ircis FM și la televiziunea Angelus TV. Astăzi este Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale, pe care o sărbătorim și în dieceza de Iași. Mesajul Sfântului Părinte pentru cea de-a 58-a Zi Mondială a Comunicațiilor Sociale poartă titlul Inteligența Artificială și Înțelepciunea Inimii pentru o comunicare pe deplin umană. În contextul dezvoltării din ce în ce mai mult a inteligenței artificiale, Sfântul Părinte ne oferă câteva linii importante care să ne ajute ca această inovație să fie integrată într-o comunicare responsabilă, insistând pe faptul că numai înzestrându-ne cu o privire spirituală, numai recuperând o înțelepciune a inimii, putem citi și interpreta noutatea timpului nostru și redescoperi calea pentru o comunicare pe deplin umană. Colecta specială care se face în toate comunitățile din dieceza de Iași va fi pentru susținerea financiară a proiectelor Oficiului pentru Comunicații Sociale, în special pentru Radio Ircis FM. Dragi ascultători, de la microfon vă salută Părintele Adrian Blăjuță și de la pupitrul tehnic, domnul inginer Daniel Cojocaru. Vă dorim tuturor o duminică frumoasă în continuare.